Formația antrenată de Răzvan Bernicu va juca miercuri de la ora 10 în sala liceului cu program sportiv contra divizionarei secunde CSM Bacău. Tot miercuri de la ora 17:30, băcăuanii vor întâlni echipa secundă a universității. În ultimele jocuri amicale din această iarnă, handbaliștii suceveni îi vor întâlni vineri și sâmbătă pe moldovenii de la Olympus Chișinău, contra cărora au programate 4 meciuri de verificare, 2 cu prima echipă și 2 cu formația secundă. În altă ordine de idei, universitatea nu va putea miza în următoarea perioadă pe serviciile lui Mădălin Țuțu. Interul sucevean va fi supus în aceste zile unei intervenții chirurgicale la menisc și va lipsi de pe teren cel puțin o lună de zile, urmând să rateze primele etape din turul Digi Naționale, dar și cele două manșe cu SPS Stavoloș din cadrul Cupei Challenge. Un alt jucător care acuză probleme medicale în aceste zile este George Cântec, interul studenților confruntându-se cu o tendinită.